Ne aflăm la Centrul Kinologic Sibiu. Este acel loc în care sunt selecționați și antrenați toți câinii folosiți în misiunile Ministerului Afacerilor Interne. Dacă vreți să vedeți cum arată și cum se antrenează un câine polițist, un câine care caută persoane, care detectează exploziv, depistează droguri și face alte lucruri la fel de interesante, vă invit să fiți alături de noi la această emisiune. Veți descoperi o lume deosebită, o lume cu animale speciale și cu instructori dedicați muncii pe care o desfășoară aici. Haideți alături de noi să-i cunoaștem cu toți! La dreapta! Marș! La dreapta! Marș! La dreapta! Marș! Poziție așezat! Stai! În România această activitate a început să fie considerată de importanță deosebită în anii 50. La începutul lor, în 1950, s-a înființat acest centru, care de atunci funcționează în continuu și a ajuns încet încet să fie o armă de elită a Ministerului Afacerilor Interne. Suntem solicitați și lucrăm pentru toate armele, poliție, poliție de frontieră, pompieri, jandarmi. Avem solicitări și de la SRI, de la SPP, de la Serviciile Salvamont. Satisfacem toate cerințele din Sistemul Național de Apărare. Pare o muncă frumoasă și cu siguranță că este, dar nu este una foarte ușoară. Cum reușiți practic să găsiți aceste animale, să le testați calitățile și să-i transformați ulterior în niște câini performanți care pot să ajute efectiv, așa cum ați spus și dumneavoastră, structurile de ordine și siguranță națională în misiunile lor cotidiene? Din partea oamenilor care lucrează cu acești câini, este nevoie de răbdare și pasiune, ca să nu zic dragoste. Din partea noastră, vis-a-vis de câini, mai trebuie și un pic de atenție, selecție. Facem în jur de 8 etape de selecție până calificăm un câine să fie apt în serviciul Ministerului Afacerilor Interne. Încep de la aceste evaluări, de la vârsta de o lună jumate, două luni a câinelui. Vedem dacă este sociabil câinele, dacă este fricos. Dacă trece acest barem, urmează altele. Sunt teste pentru aptitudine de dresaj, teste pentru a vedea personalitatea lui. Până la 4 luni el trece deja de 2-3 evaluări. Dacă corespunde, urmează să plece în teritoriu cu noul coleg de muncă, polițist, jandar, pompier, și revine în momentul în care împlinește cel puțin 12 luni. Intră în cursul de specializare, unde rămâne alături de conducătorul său aproximativ 4 luni. În acest timp parcurge 4 etape de evaluare, la sfârșit un examen complex de absolvire a cursului, după care an de an se întoarce la noi pentru 3 zile pentru examene de atestare. Dacă corespunde, își continuă serviciu. Dacă nu, mai încercăm peste o lună. Dacă nici atunci, se pensionează. Centrul Kinologic din Sibiu, una dintre cele mai mari unități de profil din lume, produce, crește și dresează câini de serviciu pentru a fi folosiți în misiunile structurilor Ministerului Afacerilor Interne, dar și pentru întreg Sistemul Național de Apărare. Centrul a fost înființat în anul 1950 și de atunci este angrenat într-un proces permanent de adaptare a tehnicilor de dresaj, tocmai pentru a face față tuturor provocărilor presupuse de mediul infracțional. Corpul profesoral este alcătuit din ofițeri, profesori și agenți instructori, care se pregătesc continuu prin cursuri de specializare în țară și străinătate. Profesionalismul și performanța fac întotdeauna diferența, iar oamenii și câinii de serviciu pregătiți aici își pun amprenta considerabilă în munca de zi cu zi desfășurată în cadrul structurilor de ordine și apărare.
instituarea Centrului Kinologic în rândul instituțiilor naționale și internaționale de luptă antidrog, antiterorism, împotriva traficului de persoane pentru depistarea și identificarea infractorilor sau ajutorarea posibilelor victime, reprezintă dezideratul permanent al specialiștilor centrului. Sunt trei linii mari de muncă, una de ordine publică, pază și protecție, atac și apărare, una de căutare produse, explozivi, stupefiante, tutun și câinii care caută persoane, suspecți sau victime, sau rămășițe umane. Cei de detectare produse sunt foarte solicitați în ultimul timp. Cei de detectare exploziv, în primul rând, nu există manifestație sau concert mare în România fără să fim solicitați noi și alți colegi din țară să participăm la controle specifice înainte de începerea evenimentelor, așa cum a fost la Antol, de exemplu, sau la Never See la Constanța. Participăm înainte de meciuri importante la București sau la Cluj. Câine de tutun îi folosim la limitarea traficului legal de țigarete. Câine de stupefiante, tot așa, acțiuni DICOT sau crimă organizată. Cei de ordine publică sunt folosiți pentru patrulări și prevenție, în special. Dar și în cazuri în care se solicită oprirea suspecților. Noi putem spune că pregătim câinii pentru absolut orice domeniu ni se cere. Avem la dispoziție câini de detectare bancnote. Se poate dresa câine pentru așa ceva. Câini de detectare produse petroliere, pentru că sunt, se știe foarte bine, o mulțime de furturi în domeniu. Câini de detectare sursă de incendiu pus. Așteptăm doar să ne solicite și noi pregătim câinii în domeniul respectiv. Cât de greu este să pregătiți practic un câine pe un domeniu de acest fel? Este vreunul dintre domeniile pe care mi le-ați menționat mai greu decât altul sau pur și simplu contează să găsiți animalul cu aptitudinile potrivite? Da, este în primul rând necesar să găsim un câine apt pentru o anumită linie de muncă. Ca și specialități, ca și specializări, toate au farmecul cu frumusețea și complexitatea lor. Câinii de căutare produse, câinii de prelucrare urme umane trebuie să aibă un nas deosebit, să-și pună la contribuție această capacitate extraordinară de a alege mirosuri. Ceilalți, câinii de atac, apărare, pază și protecție, trebuie să fie, bineînțeles, curajoși, să aibă inițiativă, să meargă înainte, să-și ajute colegul de muncă, omul. Sunt aptitudini destul de deosebite, dar noi prin selecție încercăm să mergem pe un câine echilibrat. Selecția începe în maternitate, acolo unde sunt produși căței, practic ei se află într-o perioadă de creșă, grădiniță, să zic așa. Există câțiva specialiști care îi observă, care notează evoluția lor și pot să se pronunțe pentru viitorul acestora cam pentru ce ar fi bun. Categoriile de serviciu, patrulare și intervenție sunt specifice activității cadrelor din sistemul menținerii ordinii și siguranței publice. Câinele de patrulare poate fi folosit în cazul infracțiunilor flagrante, în cazul turburării ordinii și liniștii publice, pentru scotocirea unor clădiri sau terenuri sau în cazul unui atac îndreptat asupra agentului de poliție conductor. Datorită aptitudinilor lor sunt folosite rasele de câini ciobănesc german, Rottweiler și ciobănescul belgian Malinois. Câinii pentru detectare exploziv, stupefiante și tutun sunt folosiți pentru descoperirea acestor substanțe prin controlul autovehicolelor, containerelor, coletelor, bagajelor suspecte, încăperilor și terenurilor. Specializarea detectare exploziv este o categorie de serviciu tot mai solicitată de unitățile de poliție, bazată pe capacitatea exemplarelor canine și profesionalismul cadrelor didactice, fiind impusă totodată și de expansiunea fenomenului infracțional și de varietatea mijloacelor folosite.
În jurul vârstei de 12 luni, un câine intră în cursul de specializare. Durează 16 săptămâni, ceea ce înseamnă că la un an și 4 luni, câinele este apt de a intra în serviciu. Bineînțeles, dacă trece toate probele de examen. Înseamnă că de la un an și 4 luni aproximativ, un an și jumătate, el poate fi folosit până la vârsta optimă de utilizare în serviciu, care este de 7 ani jumate. Cam câți câini pregătiți pe an aici în cadrul centrului kinologic? Vă dau o cifră în mare, 300 de cupluri kinotehnice, om și câine. Acest număr poate varia, depinde de câinii care vin din teritoriu pentru specializare. În ultimii ani, 2-3 ani, pot să spun că este o cerere foarte mare de câini din partea ministerului. Suntem la capacitate maximă, instructorii lucrează non-stop, avem cursuri de dresaj pe tot parcursul anului. Asta voiam să vă întreb, de unde vă selecționați și instructorii? Pentru că ne-ați explicat partea legată de animale, dar foarte importanți sunt și oamenii care pregătesc aceste animale. Da, ei vin și primele funcții pe care le ocupă sunt acelea de conducători, de câini, nu pot să intre direct instructori. Ei stau într-o perioadă de aproximativ 2 ani, între timp și dresează un câine, îl și folosesc, după care parcurg un curs de instructor preparator formare. Dacă îl absolvă, merg mai departe și devin instructor cu specific dresaj canin. Pentru unii dintre noi, meseria este pur și simplu locul de muncă unde mergem pentru a ne câștiga existența. Alții aleg ceea ce fac din vocație și pasiune și nu se pot vedea făcând altceva. Aici îmi putem încadra și pe instructorii din cadrul centrului kinologic. Dragostea lor pentru animale a devenit profesie, iar munca zilnică pasiune. Din activitatea dumneavoastră aici la centrul kinologic. Este o zi foarte încărcată, o zi plină de multe lucruri interesante. Pot să spun că după aproape 13 ani de când lucrez cu căței, încă învăț. Învăț lucruri noi, nu mai sunt uimit de ceea ce pot să facă căței în munca de poliție. Ne ajută foarte mult, ne ușurează munca foarte mult. În activitatea dumneavoastră ați întâlnit câini care poate v-au fost o provocare în ceea ce privește dresajul? Da, da, sigur. Sigur că au fost. Pentru că am avut contact cu sute de câini, care fiecare cățel este unicat. Și trebuie să te raportezi la fiecare în parte. Nu poți să aplici un șablon pentru toți câinii. Ai pus șablonul, antrenamentul decurge în acest fel și gata, am terminat. Nu. Trebuie să te raportezi la stăpânul lui și la câine. Da? Trebuie să vezi cât poate câinele, dar ce poate și omul să ofere. Cum ați ajuns să lucrați la Centrul Kinologic Sibiu? A fost o alegere încă din școala militară, școala, mai nou școala de agenți de poliție, Câmpina. A fost, mi s-a părut, cea mai interesantă alegere dintre cele pe care le puteam face. M-am întâlnit cu câini de când mă știu. De mic am avut căței, au făcut parte din viața mea și mi s-a părut o normalitate să continui. Care ar fi cele mai importante calități pe care trebuie să le aibă un instructor? În primul rând trebuie să fie o persoană activă. O persoană foarte activă. Trebuie să fie o persoană responsabilă, pentru că nu este responsabil doar pentru el, este responsabil și pentru partenerul lui. Cum se clădește relația dintre om și animalul de serviciu? Cum îi învățați pe cei care preiau câini de la dumneavoastră să se ocupe de aceste animale? Relația se clădește în timp, ca în oricare relație, cred eu.
având căței noștri încă de când sunt foarte mici și crescând alături de noi, încep să aibă încredere foarte mare în noi și noi în ei. Rezultatele pe care le obținem ne aduc nouă foarte mari bucurii și implicit și cățeilor de lângă noi. Cum învățăm cursanții sau polițiștii care ajung aici la noi? În primul rând prin propriul exemplu. Indiferent de ceea ce le spunem noi, ei învață din ceea ce văd că noi facem efectiv zi de zi. Trebuie să fim, orice instructor trebuie să fie un exemplu pentru elevul lui. Hai, hai să mergem la ușa. Păi, pregătești la tine. Bravo, Oti! Și invers? Da! Sus! Bravo! Super! De cât informezi o echipă cu TES? De anul trecut, din luna august. Este pentru prima dată când veniți împreună pentru această etapă de dresaj? Da, este prima dată. Este primul lui curs și inclusiv al meu. Ce s-a întâmplat în perioada de când l-ai primit și până acum? A fost o perioadă de acomodare? A fost în predresaj, mai mult a fost socializare, am lucrat antrenamente cu câinele, disciplină, agresivitate inclusiv. Cum se formează relația de atașament și totodată de respect între un conductor canin și câine? Da, respectul trebuie să fie reciproc, să vină și de la conductor și de la cățel. Și trebuie foarte mult atașament, să vorbești mult cu câinele, să-l socializezi foarte mult, să fie foarte atașat de stăpân. Nu este practic de ajuns doar să mergeți în partea de dresaj sau în misiune? Nu, mai întâi trebuie foarte mult atașament, să vină iubire și apoi alte antrenamente și... Cât timp veți sta aici la Centrul Kinologic Sibiu? 4 luni, deja am o lună și o săptămână. Cum decurge dresajul? Foarte bine. Este greu, dar e bine. Cum este să fii femeie și totodată conductor canin în cadrul poliției? Nu văd nicio diferență între o femeie și un bărbat. Mi se pare egal. Trebuie un pic să te impui, ca și un bărbat, de fapt. La fel. Test. Este greu ceea ce faci? Da. Este multă muncă, mult antrenament, mult trebuie să faci sacrificii. Astăzi împreună cu grupa pe care o conduc, o să facem un antrenament de agresivitate. O să învățăm câinii să muște la perna de picior. Dacă agenții de poliție, jandarmerie și poliție de frontieră sunt agresați de diferite tipuri de oameni în serviciu. Că stă în spatele acestei imagini a unei echipe frumoase, practic om-câine, într-o misiune, indiferent de natura ei. Foarte, foarte mulți ani de muncă. Atât în spatele fiecărui instructor, cât și în spatele fiecărei echipe. Foarte, foarte mulți ani. Deseori, cariere întregi ale polițiștilor. Sunteți mândru de munca dumneavoastră și de animalele care practic au ieșit din mâna dumneavoastră și au ajuns să lucreze pentru siguranța oamenilor până la urmă? Sunt foarte mândru. În primul rând, sunt mândru de toți polițiștii cu care am lucrat și de toți câinii polițiști pe care am pregătit împreună. Sunt niște echipe
de bază. Sunt niște echipe de nădejde, spun eu, pentru poliția română. Ce se întâmplă cu câinele în momentul în care el nu mai este considerat apt să-și îndeplinească misiunea? În momentul în care îl scoateți la pensie, așa cum a spus dumneavoastră? Da, acest lucru se întâmplă în mod normal în jurul vârstei de 8 ani a câinelui. Dacă el corespunde în continuare, nu o să-l retragem din serviciu, îl lăsăm în continuare cu specificația că va fi reexaminat anual. În momentul în care nu mai face față cerințelor, el intră pe o procedură de scoatere din funcțiune, din Ministerul Afacerilor Interne și este pensionat, așa cum spuneți dumneavoastră. Este o procedură specifică care presupune și 3 etape de licitație. Dacă nu se înscrie nimeni, acesta este dat cu titlul gratuit. În primul rând, conducătorului lui, sau dacă acesta nu are posibilități să-l preia în continuare, atunci oricărei persoane fizice, juridice din România, care se angajează să aibă grijă de el, să-l întrețină, să-i asigure un trai decent. Aveți un animal care v-a câștigat afecțiunea în mod deosebit în toți acești ani de muncă? Da, categoric. Afecțiune avem pentru toate animalele care sunt lângă noi. Un cățel deosebit pentru mine. E o cățelușă, labrador, care acum locuiește cu mine acasă, este retrasă din activitate de 4 ani de zile și acum ne petrecem timpul liber împreună. E o cățelușă cu care am petrecut 8 ani de serviciu în două structuri diferite, în cadrul Direcției Generale de Poliția Municipiului București și în cadrul centrului chinologic. Ne leagă foarte multe amintiri. De aici, de la centrul chinologic Sibiu, eu vă spun la revedere. Sper că v-a plăcut emisiunea la fel de mult cât mi-a făcut plăcere să-mi petrec timpul cu acești câini minunați și cu instructorii lor. Până data viitoare, vă spun la revedere!